Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la emisiunea interviurile lui Cristoiu. Recent a apărut și a avut un desibite cu o carte, Viorica Dăncilă, partea ei de adevăr. Este o carte, un interviu luat de jurnalista Marga Nițu. Am și realizat pentru jurnalul video după Cristoiu Blogro, un interviu cu autoarea interviului. Am citit cartea, am făcut aici semne, am făcut și întrebările, le-am bătut la mașină. Doamna Viorica Dăncilă este în fața mea. Să rămână doamnă! Mulțumesc pentru invitație, bună Bun ziua! Ultimul interviu pe care vi l-am luat a fost în uh, campanie, da? În campania pentru prezidențial, așa este. Acum observ că vă lipsește broșa. Am înlocuit-o cu perlele. Da. Port broșa Asta și înlocuit -o acum. înlocuit-o în urma criticilor? Nu, critici nu. nu acest că e o știre formă. deja. Nu fără broșă? Sub nicio formă. Mi s-a părut că la acest sac o merge să accesorizez mai bine perlele, dar port în continuare broșa. Este accesoriu pe care îl prefer. Păi și broșa, iertați-mă că nu mă pricep, cu ce se asortează? Depinde și la ceea ce te îmbraci, dar în majoritatea situațiilor port broșă. Da, o vă întreabă și noastră răspundeți că aveți 70 de broșe? Da. Așa este. Nu vă gândiți că sunt broșe de firme sau foarte nu, scumpe. Nu, nu, nu mă Îmi plac foarte mult broșele. Consider că un accesoriu poate da eleganță unei ținute. Și pentru mine, broșa reprezintă un accesoriu pe care îl apreciez foarte mult. Am văzut că sunt multe femei care poartă broșe și. Nu sunt, nu sunt singura, dar așa cum am precizat în interviu, prefer ca la aproape toate întrunirile la care merg să accesorizez o broșă pentru că mi se pare un simbol al eleganței și mi se pare că o ținută poate fi pusă în valoare mai bine atunci când îi accesorizez o broșă. În lumea femeilor care sunt vedete publice, există două categorii care se raportează la modă. Cele care se îmbracă scump și cele care știu să se îmbrace. Noastră, adică cele care știu să se îmbrace în sensul că e de ajuns să pună, nu știu, o eșarfă de un dolar și aia e mai bună decât o, nu știu, o salbă de 10 milioane Părerea de mea doar. este că trebuie să te îmbraci Cu ceea ce ți se potrivește Pentru că poate fi o ținută scumpă Dar să nu fie Bună pentru, pentru tine Și consider că ceea ce ți se potrivește Indiferent că este mai scump Sau mai ieftin Este alegerea perfectă Nu ne-am mai văzut Din înainte de pandemie Dar spuneți-mi Care este statutul noastră profesional și social Acum deci, după cum știți, am avut o perioadă în care am stat acasă, am stat cu familia. Acum acord acasă consul... în București? Sau? În București. Acum acord, am acordat consultanță și acord consultanță mai multor firme private. Deci nu sunteți șomere. Nu, nu sunt șomeră, cu toate că unii și-ar fi dorit acest lucru. Sunteți în continuare membru PSD? Da, sunt membru de partid. Activați într-o organizație de bază? cum. E? Nu am mai activat, dar am rămas membru de partid pentru că voi rămâne social-democrată. Dar nu activez deocamdată nicio organizație pentru că ceea ce s-a întâmplat după alegerile prezidențiale m-a dezamăgit foarte mult și m-au făcut să stau pe margine, cum ar zice. Bineînțeles, nu că mi-aș fi dorit eu acest lucru și impus de actuala conducere. Deși unii vă contestă, eu vă consider un om politic, chiar un om politic foarte bun, dacă mă gândesc și la ascensiune, dar chiar și la realizările guvernării. Acum am avut un prilej lector acestei cărți să-mi dau seama că, cel puțin în plan extern, ați fost un premier cu cea mai bogată activitate. Este normal când un om politic dă un interviu și acceptă ca această carte să apară, să-l întreb de ce a acceptat. Sigur, uitați, dumneavoastră spuneți aici, pentru că îi răspundeți jurnalistei, ea vă întreabă de ce ați acceptat să-mi acordați acest interviu, pentru că, așa cum ai spus tu, am vrut ca lumea să afle și partea cealaltă a poveștii de aia e și partea mea de adevăr. În tot acest timp am sperat că lucrurile se vor așeza în partid, cum e mai bine. Nu a fost așa. Interviu acesta nu e un gest de răzbunare. Deci vreau să spuneți că ați vrut să afle partea de adevăr cine? pe sediștii românii, jurnaliștii? Pentru toți oamenii de bună credință din această țară. Am dat acest interviu pe de o parte motivat în ultima parte a cărții pentru a spune partea mea de adevăr și cum au stat lucrurile, pentru că au rămas anumite zone neacoperite, au rămas foarte multe semne de întrebare și s-au făcut foarte multe speculații în spațiu public și am vrut ca oamenii, de fapt, să știe adevărul. Iar, pe de altă parte, eu consider că un partid, Partidul Social-Democrat, nu se poate construi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a trecutului. Atâta timp cât nu avem la bază adevărul, temelia acestui partid nu este o temelie solidă. Spuneați de activitate politică. Da, am uh, activitate politică de, în Partidul Social Democrat de 26 de ani. Am trecut de la simplu membru de partid, consilier local, consilier județean, uh, președinte de organizație orășenească, președinte la femei, vicepreședintă pe țară, președinte a organizației de femei pe țară liderul deputaților europeni din grupul S&D, am fost europarlamentar 9 ani de zile și prim-ministru. Am considerat că atunci când ai o activitate în spate, atunci când ai experiență de partid, atunci când poate ai petrecut mai mult timp cu activitatea desfășurată în cadrul partidului decât cu propria familie, trebuie să spui adevărul și să spui ceea ce s-a întâmplat, să-ți recunoști greșelile făcute, dar în același timp să nu accepti ca alții să-ți spună etichete, etichete pe care nu le meriți. Uh, am văzut după această carte de că... De să vă întreb uh, <coughs> cartea are de esență teza unei lucrături, a unui complot a unor oameni din PSD împotriva noastră. Vă întreb încă o dată de fapt ca un politic, urmări, ce-ați urmărit? Este începutul unui plan sau pur și simplu a venit Marganițu, a zis, bine, hai să dau un interviu, am spus adevărul și cu asta mă duc să mă culc. Mulți, Că un politic, de -aia mulți vor interpreta acest interviu ca o răzbunare. Nu este o răzbunare. Este o datorie a mea, în calitatea mea de prim-ministru, de a spune adevărul pentru oameni și pentru țară. Am condus guvernul României do aproape 2 ani de zile. Au fost rezultate foarte bune, chiar dacă unile contestă nu cifrele, ceea ce este în spatele cifrelor demonstrează acest lucru. Am avut a doua cea mai mare creștere economică din Europa. Am depășit pentru prima oară PIB-ul de 1000 de miliarde de lei. Am avut președinția Consiliului Uniunii Europene admirată de toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci au fost anumite lucruri care s-au realizat și care nu au fost ușor de realizat. Ei bine, toate aceste lucruri au fost folosite de actuala conducere în campania electorală, cum, ca și cum ele ar fi mers de la sine. Nu trebuia cineva care să le coordoneze, care să aibă o proiecție bugetară pentru fiecare măsură pe care o aplici. Toate acestea m-au determinat să spun adevărul, să-i răspund uh, pozitiv lui Marganițu și uh, toate aceste lucruri care au rămas nelămurite după plecarea mea din uh, fruntea guvernului și din uh, uh, conducerea Partidului Social Democrat, pentru că, așa cum știți, am fost președinta Organizației Naționale de Femei a Partidului Social Democrat, am fost demisă într-o zi fără o motivație, fără nimic. Dar acest lucru de-a lungul timpului s-a demonstrat că este posibil. Am văzut toți liderii de partid din cadrul PSD eliminați, cu toate că experiența și da, expertiza lor ar fi fost importantă. Violica, în cadrul sunteți un politic. Când acceptați să publicați o asemenea carte, vă gândiți și la consecințe, la efecte. În afară de faptul că așa, în posteritate sau în contemporaneitate Mulți vor afla adevărul, deși mulți nu aveau nevoie, pentru că îl știm adevărul: că e altul decât uh, cel, imaginea care vi s-a construit. Vă întreb încă o dată: v-ați gândit că, că această carte vă ajută, vă crește? vă ajută să reveniți în, în, prin planul politicii. Asta, în sensul ăsta. M-am gândit la schimbări în cadrul Partidului Social-Democrat. nu Social -Democrat. Noastră, -am să gând... zic, poete, nu sunteți Veronica Micle, am scris o carte și Nu, și ea. nici n-am scris-o eu. Deci da, am înțeles, dar când acceptați, că... vă gândiți. Nu, când da. vă gândiți. Uh, să știți că nu este totul la voia întâmplării. Uh, tot ceea ce am spus, sper că va conduce la reacția oamenilor din teritoriu oameni pentru care alții au hotărât fără să-i întrebe. Vor conduce la o schimbare de atitudine în Partidul Social-Democrat și o schimbare a conducerii Partidului Social-Democrat, pe care o consider o conducere foarte slabă, o conducere care nu știe să facă opoziție sau nu vrea să facă opoziție, o conducere care și-a bazat ascensiunea în aceste funcții, și mă refer la Macer, Ciolacu și Paul Stănescu, pe trădare și pe a dat jos propriul guvern. L-au acuzat foarte mult pe Liviu Dragnea că a dat jos două guverne. Este adevărat, nu trebuia făcut acest lucru. Dar Liviu Dragnea a ieșit public și a spus că guvernul Grindeanu trebuie să pice, guvernul totdeauna trebuie să pice. Repet, nu trebuia făcut acest lucru. Erau guvernele PSD, erau priminiștii puși de noi. Dar acum, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu au făcut acest lucru, dar nu au avut curajul. Să iasă în față și să spună aceste lucruri și au lucrat, așa cum știu ei mai bine, cu multă lașitate, dar cu foarte mare implicare pentru a obține aceste funcții. Eu sper ca în Partidul Social-Democrat să nu mai avem iesmeni care sunt de acord întotdeauna cu ceea ce spune șeful și ca fiecare organizație să-și impună punctul de vedere. Nu punctul de vedere al liderului de organizație, a organizației. Formată din membrii primari care sunt foarte importanți, pentru că anumite decizii schimbă traiectoria unui partid și, de ce nu, și chiar traiectoria unei țări. Spuneți-mi, după ce a apărut cartea și au apărut și uh, multe citate în date și de televiziuni, uh, ați avut uh, reacții din simpli membri, lideri care v-au căutat, a zis, ia, uite-te, nu, nu știam că e așa. Da, m-au căutat mai mulți lideri, m-au căutat și primar, m-au căutat și simpli membri. Unii dintre ei nu știau de aceste lucruri, nu le venea să creadă, mai ales primarilor care știu că este foarte important ca să fie la guvernare un partid care le sprijină proiectele locale, proiecte care au venit în fața cetățenilor și mulți dintre ei nu uh, erau foarte foarte dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat și m-au întrebat Firesc de ce nu am spus acest lucru mai devreme. Da, există nemulțumiri, dumneavoastră cunoașteți bine starea de spirit de la din teritoriu în legătură cu felul în care face opoziție actuala conducere și dacă da, spuneți-mi trei nemulțumiri, trei momente. Da. Există Unu. nemulțumiri. Unul legat de opoziția pe care da. o face actuala conducere. Uh, nu putem să facem opoziție pe Facebook. Cel mai bine este să ieși pe uh, la televizor, să vii la, la toate uh, publicațiile și să-ți pui punctul de vedere. Și trebuie o opoziție punctuală. Adică nu venim cu altceva când în uh, dezbaterea publică sunt alte teme. Și eu cred că așa se face opoziție. Altun? Da, iertați-mă aici, apropo de opoziție. Miercuri seara au prezentat un fel de un buget alternativ. Cum vedeți această inițiativă cu care conținerea PSD se fălește. Eu consider că trebuia să iasă și să facă opoziție pe temele aflate în dezbaterea publică. Nu m-am uitat pe bugetul alternativ. Dar eu cred că trebuie să fie un buget foarte realist, să nu pară un buget populist. E adevărat, oamenii o duc greu, au, este nevoie de creșteri de pensii și salarii, dar trebuie să plecăm de la situația actuală. De exemplu, nu știu dacă în bugetul pe care l-au făcut au luat în calcul faptul că trebuie să dăm din datoria pe care o avem, din dobânzile pe care le avem, pentru că anul trecut au fost împrumuturi foarte mari. Nu m-am uitat pe acest, pe acest buget. E bine că s-au gândit la acest lucru, dar nu știu cât va conta pentru populație și nu știu cât va conta da, pentru văzut, actuala însă, guvernare. Deci o campanie în care acest buget e criticat. Da, și um, îmi este teamă că va, criticile se vor îndrepta către bugetul făcut de Partidul Social-Democrat, iar bugetul guvernului va trece foarte lin. Da, deci avem, cum face eu, tot aici, vreau să vă întreb, cum vă explicați că cunoașteți bine PSD-ul? De ce această prudență de a-l critica pe Claus Iohannis? Nu, nu, rămâne un mare mister pentru mine. Nu știu. Eu am avut critici la adresa Dar președintelui. Mi se pare că îl critică? Mi se pare că nu critică nimic. Vin cu lucruri care efectiv nu au fost specifice Partidului Social Democrat. Noi nu am venit cu comparații din desene animate sau cu jigniri. Noi am fost un partid care întotdeauna s-a bazat pe lucruri concrete, pe proiecte concrete și pe un atac al opoziției cu soluții la problemele uh, da. existente. Deci, prima nemulțumire, am notat aici unul, este în legătură cu felul în care face opoziție PSD. A doua. A doua nemulțumire este legată de faptul că acest atac și atacul de anul trecut a fost într-un fel nejustificat de fapte. Adică, am dat guvernul, au dat guvernul Dăncilă jos, au contribuit la uh, uh, guvernul Orban 1. Au dat guvernul orban 1 jos, și tot această conducere a mers pe uh, Orban 2, pe votul pentru guvernul Orban 2, dacă ne amintim mai mulți din PSD au fost prezenți la vot decât din, uh, din PNL. Pe păi și atunci dacă tu l-ai instalat, ți-ai uh, oferit ajutorul să-l instalezi de ce mai critici. I-ai cerut uh, ceva în schimb, ai pus niște condiții ai negociat acest vot pe care l-ai dat sau l-ai dat doar așa că au existat alte înțelegeri. Al treilea lucru, și cred că sunt mult mai multe, Eu, au toți tot, tot spus. spus că au câștigat alegerile locale, da. că au câștigat parlamentare. alegerile parlamentare. Haideți să ne uităm la alegerile locale. Am pierdut județele mari, Iași, Timișoara, Prahova, Constanța. Județe unde aveam un număr foarte mare de voturi. Am câștigat ca număr de consilier, dar am câștigat și în mediul rural. Deci am pierdut pe București. Cu toate, Gabi firea a obținut un rezultat bun, dar am pierdut sectoarele în București. Cu ce am rămas? Sectorul 4. Deci, dacă asta se poate numi un câștig, eu nu pot fi de acord cu acest lucru. Al doilea lucru, legat de alegerile parlamentare. Da, am avut 29%. Dar să ne uităm la numărul de voturi. 1.700.000 de voturi. Este foarte puțin. Nu știm dacă aceste voturi au fost pentru că oamenii au fost nemulțumiți de guvernarea PNL sau au fost clar pentru PSD? Deci, eu cred că noi ne-am pierdut din electorat. Pe mesajele noastre, pe lipsa de opoziție, pe modul în care ne-am raportat la anumite subiecte aflate în dezbatere publică pe lipsa de activitate a conducerii partidului, pe modul în care uh, ei uh, acționează în, în anumite situații. Deci, uh, nu mai văd chiar dacă este pandemie. Asta nu înseamnă că nu te poți duce să te întâlnești cu liderii în teritoriu. Asta nu înseamnă că nu poți să vezi care sunt problemele primarilor, să nu vezi care sunt problemele agricultorilor. S-au închis într-un glob de sticlă, au impresia se că sunt patru. intangibil da. și de acolo mai dă pe Facebook câte, câte o, o remarcă. Bun, am văzut că sunt discuții referitor la faptul că Referitoare la faptul că nu suntem noi cei care am format guvernul. Da, în mod normal aveam cea mai, cel mai mare număr de voturi, trebuia să ni se dea această ocazie. Dar, ca lider, în momentul în care mergeai la Cotroceni, eu mergeam deja cu coaliția care să arate că pot să fac o majoritate și pot să-mi asum guvernarea și un program de guvernare deja în, în spate, pentru că un program de guvernare cu măsuri concrete, fiecare măsură cu proiecția bugetară în spate, pentru că oamenii s-au săturat de lozinci sau de, de populisme. Eu cred că toate aceste lucruri vor fi analizate de liderii locali, de simpatizanții noștri, pentru că dacă vom merge în ritmul acesta, Partidul Social Democrat nu va fi pe un trend ascendent. Mulți vor spune, da, a fost pandemia, dar și la local a fost pandemie și oamenii au ieșit la vot. Oamenii erau interesați să iasă la vot pentru că de votul lor depindea și modul în care se acționează în continuare, că avem austeritate, că avem creșteri de pensii, că avem creștere economică, dar oamenii au fost dezamăgiți și nu mai au ieșit la vot. m au... iertat, -o, foarte interesant, nu m-am gândit. Se consideră absenteismul, se consideră. Gândăra... Se considera ca un fel de blam la adresa Partidului de Guvernământ, dar dumneavoastră spune și sunt de acord acum cu dumneavoastră, că de fapt e un blam la adresa PSD. pentru că Și dacă, la PNL și la păi PSD, dar Eu vorbesc nu, de PSD. Dacă oamenii erau nemulțumiți de PNL, spuneți dumneavoastră, erau două părți: să stea acasă și au stat acasă sau să iasă la vot cum a fost la localii, să voteze un partid. Exact. Deci înseamnă că undeva au fost nemulțumismele noastre și de De toată și, perioada în care noi nu am PSD. făcut opoziție. Nu am ieșit, nu am uh, acționat punctual, uh, au fost uh, ieșiri spontane, liderii partidului au ieșit doar cu niște discursuri care efectiv oamenii nu s-au regăsit în ceea ce spun ei și cred că acest lucru, pentru acest lucru ne-au taxat. Este cel mai mic număr de voturi obținut de Partidul Social Democrat de la Revoluție în, în Coace. M-au acuzat pe mine pentru alegerile prezidențiale, dar să nu uităm, Viorica Dăncilă în primul tur a avut peste 2 milioane de voturi, iar în al doilea tur 3 400 de, mii de voturi. Deci, ca număr de voturi, a fost mai multă susținere pentru o persoană sau și pentru partid de atunci decât a fost la alegerile parlamentare. Da, înainte de pauza de publicitate vreau să vă întreb dumneavoastră vedeți la actuala conducere o strategie pe patru ani, pe doi ani, pe un an, adică a circulat și poate confirmați sau infirmați și această informație că ei se pregătesc și pentru o posibilă coaliție cu PNL? Adică, da, ce știți, mă, Nu știu despre acest lucru, numai. nu, nu mai... Nu sunt în conducerea partidului, nu, e nu știu, nu, nu știu ce adică să de spun. de ce sunt așa de moi în materie de opoziție? Nu, nu, eu nu mi explic. Uh, poate atât pot. Sau poate au altă înțelegere. Dar eu cred că atât pot. Am văzut secretarul general al partidului care, înainte de alegeri, spunea, da, noi vom intra la guvernare și vom face, dacă este nevoie, coaliție cu marțienii. Păi câtă, no. câtă încredere pot să generez cu o asemenea afirmație? Sau vedem președintele partidului care spune, Partidul Național Liberal ne-a scos din zona euro. Păi când a fost România în zona euro? Oamenii sancționează toate aceste mm. lucruri. Dacă noi am ieșit și am vorbit de lucruri concrete și care sunt soluțiile noastre, probabil am câștigat mult mai multă încredere din, din partea oamenilor. Nu mă miră nimic, nu mă miră nimic, am văzut și Congresul care l-au făcut, am da, văzut cum s-au raportat. O pauză și... că vreți să discutăm despre unele, multe evenimente pe care dumneavoastră nu le-ați prins în carte pentru că v-ați concentrat pe altceva, pentru că sunt așa să facem o continuare. A, după asta o să la interviul lui Luat de Marganiț. Uite, sunt ce rolul și o să vă întreb despre niște evenimente care sunt petrecute după, pe care noastră nu le prindeți pentru că aveți alte evenimente pe care le-ați tratat deci, Pauzele, publicitate. Am revenit după pauza de publicitate, un dialog cu Viorica Dăncilă despre cartea interviu, Viorica Dăncilă, partea ei de adevăr, este o carte interviu luat, un interviu luat de jurnalista Marga Nițu. Ne ne-am angajat reciproc că vom discuta și despre, o să continu eu interviu din carte, despre anumite evenimente care s-au derulat în această în perioada în 2020. Hai să începem cu Congresul PSD, septembrie 8, august 2020, aici le expedia. Spuneți-mi unde era, în primul rând, ați spus că va avea loc un congres. Da, bănuiam că va avea. Cum bănuiam? Bănuiam bănuiam că va avea loc un congres, încă de când mi-am mi -am dat demisia pentru că urmau alegeri și vreau să, ca conducere, vrea să legitimeze într-un fel pentru a intra în aceste alegeri. Ceea ce pe mine m-a uimit este că atunci când eu am cerut congres, eram președinte executiv al partidului, când am cerut congres, Paul Stănescu mi-a spus nu este nevoie de congres. Ce congres acum? Nu, nu este nevoie de congres. Și s-a opus cu toate forțele acestui congres. Nu a făcut același lucru acum când a avut loc Congresul din august. Uh, congresul mi s-a părut foarte banal. A venit fiecare, omul și locul, fiecare și-a spus discursul și s-a terminat Congresul. Uh, congresul... Vă invitați să interveniți? Nu, no, sunt nicio formă, deci la o lună după ce mi-am dat demisia, m-au izolat complet. Am uh, vorbit cu Marcel Ciolacu atunci și am spus că ar fi bine ca pe probleme guvernamentale să mă lase să fac opoziție, pentru că știu foarte da. bine ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, am văzut că anumite obiective și le asumă guvernarea Orban, obiective pe care noi le-am le dus la îndeplinire. Nu am primit niciun răspuns, mai mult decât atât am încercat pe urmă să sun, nu mi-a mai răspuns la telefon, ceea ce denotă o anumită lipsă de politețe din partea unui bărbat să nu răspuns la telefon. Am înțeles atunci că de fapt își doreau foarte mult eliminarea mea și am, am stat un an fără să i atac public pentru că erau alegerile locale aveam, erau foarte mulți primari pe care îi respect, care candidau erau alegerile parlamentare și nu am vrut să aduc un prejudiciu la alegerii din, pentru colegele și colegii care candidau și în, pe urmă am, am răspuns da, interviului după lui După apariția cărții și după comentarii v-a sunat cineva din, din conducerea partidului așa se vă spun hai să bem o cafea, n-ai dreptate da. Nu sunt nicio formă, dar am văzut explicațiile date de Marcel Ciolacu. Cred că toată lumea a putut observa că efectiv era foarte stânjenit. A spus că a trecut moțiunea pentru că s-a creat emoție la alegerile prezidențiale unde președintele Iohannis s-a luat 66%, dar moțiunea era în octombrie, alegerile au fost noiembrie, decembrie. Mă refer decembrie. la acum după apariția cărții. Nu, nu. Nu. No. Și nu, nu au mai comentat, au spus că matematica de -se e că una. Nu vă răspunde la telefon, asta e culme. N-au răspuns Ele la telefon, pare... acum nu da. mai am sunat. Spuneți-mi un mister. El a încercat, cel puțin la început, această politică de aducere a oamenilor care plecaseră din PSD. A fost și o discuție în legătură cu negoiția. Cum Dumnezeu, cu fațele noastre, ceva e în Adică el a mers pe ideea să aducă Păi ce-i plecați pe noastră? De ce vă v au, v -au uh, Nu am mers pe această idee. Uh, declarațiile... Adică pare mult mai diplomat decât... Uh, no. la declarațiile sunt uh, într-un fel și faptele sunt într-alte. Adică fel. se teme de noastră? Cum? Haideți să vedem. Zici. Ce a spus Marcel Ciolacul la început? Că nu mai vrea să fie un tătuc, că nu mai vrea ca liderii, uh, vechi lideri de partii să fie în da. dați la o parte așa cum a făcut Liviu Dragnea, dar el a făcut același lucru. Știu că Marcel Ciolacu s-a supărat foarte tare după problema cu Ținutul Secuiesc. Atunci eu am avut o poziție pe Facebook și am spus că nu este posibil și că nu sunt de acord cu faptul că a trecut acel act normativ de Camera Deputaților, chiar dacă știam că este oprit în Senat. Din 89 încoace a fost depus în fiecare an, dar niciodată nu a trecut. Și că acest lucru aduce un prejudiciu de imagine. De atunci orice discuție s-a încheiat, pentru că eu consider că are cultul personalității și că nu acceptă nicio critică din partea nimănui. Eu am altă abordare, eu consider că oamenii care îmi spun adevărul îmi sunt prieteni, și cei care vin să-mi spună doar lucrurile bune nu sunt prieteni cu adevărat. Ei, acest lucru l-a deranjat foarte tare pe Marcel Ciolacu, dar uh, atunci deja relațiile erau foarte, foarte uh, reci între noi, nu am avut niciun fel de comunicare. I-am trimis, l-am sunat de nenumărate ori să vin și să uh, merg pe partea guvernamentală. Știam cel mai bine ce s-a întâmplat, nu intram pe parte politică, nu uh, sabotam într-un fel uh, funcția de președinte al partidului nu a vrut sub nicio formă acest lucru și dacă ați văzut în anul respectiv, uh, s-a ieșit cu foarte multe realizări care de fapt erau realizările din uh, uh, guvernarea PSD, iar Partidul Social Democrat nu a avut absolut nicio reacție. Da, noastră, e un, un paragraf frumos, interesant în carte, când acea celebră venire al noastră, când spuneați dumneavoastră că înainte de, după alegerile prezidențiale, dumneavoastră s ați făcut un ceai, spuneți-mi, există, ca să nu înțeleg pe Marcel Ciolacu, în relația cu noastră, în noastră, o evoluție, adică era cel care venea și îi făceați un ceai și apoi când ajuns șef nu vă mai cunoaște, adică ca să înțeleg. Da. Să so Luăm zice, un pic cronologia lucrurilor. Eu l-am numit pe Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. În ziua în care a fost votat, am plecat de la Palatul Victoria, am mers în Parlament să fiu alături, să știu că va avea voturile necesare. Mi s-a părut un gest normal, un gest de colegialitate și o altă abordare în Partidul Social-Democrat, unde putem să aducem toți liderii județeni. La scurt timp după ce a fost numit, Marcel Ciolacu, de fapt, a avut o altă agendă, o agendă paralelă cu uh, guvernarea, paralelă cu opinia partidului, o agendă proprie în care împreună cu, Marce cu Paul Stănescu au început să lucreze astfel încât uh, să cadă guvernul și să poată prelua conducerea partidului. Uh, nu vreau să rămână simple vorbe. La un moment dat, Marcel Ciolacu a vrut să facă o conferință de presă în numele partidului. Eram premier încă, am reacționat imediat și i-am spus că așa ceva nu se face și am amânat acea conferință de presă. Doi, legat de moțiunea de cenzură. Da, este cea mai importantă dezvăluire din carte. În noastră susțineți și aș vrea să discutăm mai mult că moțiunea de cenzură a trecut cu sprijinul PSD. Exact. Da, vă rog. Exact, nu pot să acuz nici președintele, că nici că PNL-ul. Și, și -a dat, că PSD-ul și-a dat jos propriul exact. guvern. Exact. Da. Exact. Marcel Ciolacu și Paul Stănescu au făcut ceea ce au făcut și cu Grindeanu și Tudose. Adică și-au dat jos propriul guvern. În, de data aceasta, fără a-și asuma public, acest lucru. Am vorbit cu Marcel Ciolacu. Atunci să uh, o luăm epic Dumneavoastră uh, când ați Nu mă țin minte, Când au depus moțiune de cenzură uh, Erați Știați Sau credeați că e așa O moțiune de ochii lumii Sau că chiar se intenționează Credeam că, că, că nu va trece Aveam da. toate garanțiile că acea da. moțiune de, noi de cenzură nu va trece Avem noi o imagine aici de producție un fel de bilețel pe care vine Ar puneți da. bilețelul nu, bilețelul mi-a trimis... Deci am vorbit cu Marcel Ciolacu din momentul în care s-a depus moțiunea da, de censură. Da, povestiți că nu faceți aici epic. Exact. În carte, nu de... uh, M-a asigurat că nu există niciun pericol. Uh, nu exista niciun pericol, chiar dacă Alde părăsise coaliția de guvernare și domnul Tăricianu a spus că va vota pentru moțiune, pentru că o parte au rămas alături de Partidul Social-Democrat, mai era și Forța Națională, toți care efectiv susțineau, uh, susțineau uh, guvernul Dăncilă. Am fost asigurat de Marcel, asigurată de Marcel Ciolacu că nu are nicio șansă ca această moțiune să treacă. Cu o zi înainte am vorbit iar la telefon și mi-a trimis acel calcul și aici fac da. ca o paranteză, uh, matematica e doar una, e materie fixă, are dreptate domnul Ciolacu de la Trădător de întotdeauna cu minus, uh, unde mi-a asigurat de cele 241 de voturi. În ziua moțiunii am mers... pe WhatsApp? pe WhatsApp, da. Da. În ziua moțiunii am mers în Parlament. Paul Stănescu mi-a spus că i-a zis în acea zi unuia dintre deputații de la Olt și se poate verifica că nu a votat, că nu va mai fi pe listele pentru parlamentare. Alegerile parlamentare trebuiau să aibă loc peste un an, peste un an și ceva. Deci de ce trebuia să-i spui chiar în acea zi? Nu am înțeles. Uh, Marcel... Dar au fost, iertați-mă, epic, acolo au fost niște răsturnări peste noapte Era o parlamentară de la Bacău care duminică la apăra pe Dragnea și critica guvernul și a doua zi au votat Au fost niște răsturnări incredibile Exact Noi le-am da... pus pe seama serviciilor nu. nu. Au fost, a fost influența liderilor. La Bacău a fost influența lui da. Dragoș Bena, respectiva deputată, a stat în birou la Marcel Ciolacu când, până s-a votat guvernul Urban 1, au mers împreună. Deci, când am mers în Parlament, am început să mă îndoiesc pentru că am văzut că lipsesc dintre... Deci, până mergem în Parlament, era că. Deci, aveam treci. asigurări din partea liderului Camerei Deputaților că nu va fi nicio problemă. Am vorbit și la Senat cu liderul nostru, liderul PSD, mi-a spus că nu este nicio problemă. Deci, nu am avut niciun semnal din partea lor că va trece moțiunea. În mod normal. Liderul Camerei Deputaților era cel care trebuia să aibă discuții cu toți, să se asigure că nu va trece această moțiune. Așa au făcut toți, fie că vorbim de Liviu Dragnea, de Adriana Stasă, de toți da, care până au fost... Pus... ajunge fizic în Camera Deputaților. Nu v-a spus nimeni, domnule, s-ar putea să. e un complot, s-ar putea să treacă? Nu. Știam de întâlnirile lor. Știam că se întâlnește Paul Stănescu cu Marcel Ciolacu, cu Dragoș Benea, cu Mariano Prișan. Cu Claudiu Manda știam că se întâlnesc foarte des, știam că își doresc foarte mult ca să preia partidul. Dar pentru mine atunci era foarte importantă guvernarea. Și nu m-am gândit că se vor coborâ atât de jos ca să dărâme guvernul pentru a prelua partidul. Dar asta au făcut și mi-asum cele declarate. Și ca să merg mai departe da, și până. să justific acest ați lucru, ajuns în Camera Deputaților. am ajuns în Camera Deputaților, am mers la vot, am văzut de fapt că au fost anumite mișcări, unii nu s-au prezentat, unii au votat împotrivă, aveam lista dată de Marcel Ciolacu da. și vedeam că el a girat pentru ei și au votat împotrivă, a trecut moțiunea. Ceea ce m-a determinat să cred cu mai multă tărie că totul a fost aranjat a fost imediat ceea ce s-a întâmplat după moțiune. Am mers la grupul Partidului Social Democrat și acolo a venit o delegație formată din Macel cu Paul Stănescu, Mariano Prișan, Claudiu Mandra, Manda Dragoș Benea, care mi-au spus că acum ar fi totuși timpul să-mi dau demisia din Imediat președinte după, de partid. Imediat după căderea măsurii? După, după ce a fost investit guvernul Urban 1. Am înțeles, dar a atunci, eram atunci, eram în ziua. Și, Cum atunci, Cum trăiește un om un eșec, nu sunt curând. Vreau să spun că nu mi-a fost ușor. Ați fost convins când ați știut că nu a început să se. Când a început să voteze și am văzut că din cei pentru care a girat Marcel Ciolacu. Bun, și Marcel Ciolacu, ce ați avut o discuție cu el după? Că el n-a avut nimic și mi-a trimis un mesaj că îi pare rău că nu a fost alături de mine. Las, dacă acest mesaj efectiv arată că, de fapt, nu s-a implicat. Nu, nu a vrut să se a, Și după așa, a venit investirea, la care ați crezut că va fi investit nu. guvernul. M și deci atunci, atunci am avut aceleași asigurări. Și am dat exemplu cu deputata de la Bacău, care a stat în, la Marcel Ciolac în a, deci Mirau și au mers împreună. Două momente de trageri pe sfoară. Unul, că nu pică guvernul. Da, noastră, dar să știți vene... că atunci când a fost investirea guvernului Orban, deja nu mai aveam încredere. Știam că ei fac un joc dublu, știam că interesele lor sunt mai, mai importante decât ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale. Pentru că una era să fiu în funcția da, de premier, una era când nu alta era situația în care nu mai ocupam nicio funcție. Deci și-au dorit efectiv ca Viorica Dăncilă să nu mai fie premier, pentru că nu puteau dărma președintele de partid atât timp cât deținea funcția de premier, și să pună uh, imediat uh, mâna pe partid. Revin la ceea ce am spus înainte, imediat după ce a fost investit guvernul Orban nu a venit această delegație cu un limbaj care pentru mulți a arătat că cei șapte ani de acasă nu există, foarte violenți, și mi-au cerut să-mi dau demisia din președinte de partid și să preia ei conducerea în grup. Bineînțeles că am refuzat nu eram un om care să, mă, să, fiu intimidat atât de ușor. Am luptat cu șase bărbați de stat cât am fost premier, nu mă intimidau niște oameni care aveau interesul lor propriu. Dar mi-am dat seama atunci că tot ce va urma va fi influențat de, ceea ce, de modul în care vor acționa cei care au fost prezenți la acea întâlnire. Au au venit prezidențiale. Din... Uh, înainte de prezidențiale n-am avut foarte multe discuții cu ei și, dacă vă uitați, nu au ieșit niciodată public să susțină candidatul la prezidențiale. Dacă ne uităm pe toată presa din acea perioadă, nici Marcel Ciolacu, nici Paul Stănescu, nici uh, Dragoș Benea nu au ieșit ca să-și susțină candidatul pentru prezidențiale. Uh, au venit păi Eu am fost la mă la congresul la care a fost desemnat noastră și n-am văzut pe niciunul din ei zicând că nu e de acord cu candidatura noastră. Dar nu numai că n-au fost de acord. Cel care m-a propus pentru a candida la, pentru prezidențial a fost Marcel Ciolacu. În cexul pe care l-am avut, Marcel Ciolacu a fost cel care a făcut propunerea pentru candidatura mea. Deci, da. Pe urmă m-a acuzat că nu am refuzat, era o lașitate din partea mea, trebuia să mi-asum, eram președintele partidului. Dacă nu mi-asumam, pe urmă spuneau, domnule, lașitate a făcut un pas înapoi pentru că a fost lașă să intre în această luptă. Pe au un... venit prezidențialele. Au venit prezidențialele, la turul 1 ei au crezut că nu o să intru în turul 2. Și au venit o parte dintre ei la, la guvern, la guvern, la sediu partidului, Uh, erau foarte dezamăgiți, mă așteptam să fie bucuroși că totuși am intrat în turul 2 în condițiile în care la europarlamentare ne-am clasat pe locul 3 iar acum am intrat în turul 2 la o distanță foarte mare de USR deci era yeah. un pas înainte și condițiile din partid cu totul cu totul diferite de anii anteriori. Am candidat în, în președintelui în funcție președintele partidului fusese uh, arestat am pierdut guvernarea și efectiv nu pot să spun că m-am bucurat de foarte multă uh, implicare a unor lideri în teritoriu. Nu au fost foarte încântați, au așteptat uh, turul 2 al alegerilor prezidențiale, între turul 1 și turul 2 uh, nu au acționat, uh, au fost județe în care mă sunau colegele din organizația de femei și spuneau, domnule, nu se iese pe stradă, nu se face campanie, nu știu ce se întâmplă. Am căutat să merg cât mai mult eu în teritoriu, să mă întâlnesc cu oamenii, nu mitinguri, m-am întâlnit cu oamenii în parc, pe stradă, în diferite locuri, în piețe, astfel încât să văd care este pulsul. Oamenii m-au primit foarte bine, au avut o abordare pozitivă în ceea ce mă privește, dar știți cum este, organizarea de partid este foarte, foarte importantă. A venit turul 2, știm cum s-au terminat alegerile. Ei aveau totul organizat. Deci, în uh, dimineața următoare, după în ce... În seara aia nu au nimic. În seara aceea nu au zis nimic. Uh, ei, atunci, în seara aceea, au convocat tot activul de partid la uh, Marcel Ciolac, un birou, la Camera Deputaților. Chiar în seara după... Uh, ar, în, ziua, ar, seara... în ziua următoare. Deci, la, A, 9, ziua următoare. la 21 s-au dat rezultatele. În ziua următoare au și convocat. Cu toate că, din punct de vedere statutar, da. Nu se putea face acest lucru. Da. Era un președinte, aveam președinte executiv, aveam o conducere a partidului. A cerut demisiile celor din biroul Permanent Național ca să încerce să forțeze, într-un fel, uh, nota, păi, ca să-mi dau... ce funcție avea ca Nu avea nicio funcție. Da. Dar, bineînțeles, cu promisiuni, cu... Da. va fi mai bine, o să vedeți că ne vom... Uh, întărit ca și partid. Asta în timpul sta acasă. Eram în timpul Știați acesta acasă, de aceaste... da. Știam. Unii dintre ei mi-au spus, știam de aceste lucruri. Bun pe sedișe ăștia, Atunci... unii fost dumneavoastră atunci m-am gândit... E vreo unul din cei care au fost acolo care v-au spus și noastră între noi fie vorba. Dar pe toți i-a chemat. Nu, da, care v-au și zis că vreau să văd. Nu spuneți nimic. Nu, nu. Nu îndrăzneau pentru că nu știau cum vor decurge lucrurile. Am înțeles, așteptau. Eu mă așteptam... Sau au pus piciorul în Gibson. Eu mă așteptam ca nu. după alegeri... Bun. Am pierdut eu. Eram liderul partidului. Un gest de onoare îmi dădeam demisia. Da. Dar odată cu mine, să-și dea demisia tu și care au obținut rezultate foarte slabe. Asta arăta din partea lor tărie, dreptate și un gest de onoare. Am văzut că nimeni nu are de gând să-și dea demisia. Deci ei luni deja s-au se adunaseră. Deja s-au adunat. -a, anunțat Arsene, au A venit cum? Ionel Arsene, mi-a spus, vreau să spun că toți s-au adunat și sunt foarte mulți și vor demisia ta. Și Marcel ar vrea să vorbească cu tine a, ah, Arsenie era, el era poștașul. A venit așa. uh, V-a sunat în prelabil da, m-a sunat, m-a sunat. Știați de ce vine? Uh, știam, bineînțeles da, mă rog. că știam. L-am lăsat să joace rolul. Pentru că a fost un teatru ieftin. V-a un de flori că la Nu, no, dar era cu lacrimi în ochi, că nu are de ales, că îi pare așa de rău, că nu a fost alături de mine mereu, că Trebuia să implice mai mult Dar mă apreciază foarte mult Și că de, de, vom lua deciziile împreună Dar să-mi dau demisia Pentru că trebuie acum Să dăm un suflu nou partidului să fie, să dar fie vreau să mai să bine Dar să spuneți în carte Că, făcut, vreau să că e o comedie Să i-ați făcut ce ai pe bune nu, i-am făcut un ceai, m-am prins deci, că e o comedie. Dar da, seama, venea cu lacrimi în ochi, îl durea atât de tare pe Marcel Ciolacu că, că, că să-mi că... dau eu demisia de în condițiile în care el contribuise la uh, căderea guvernului și știam deja. Dar l-am lăsat, la <laughs> <Am înțelege. laughs> da. lăsat să joace rolul până la final. Nu. L-am lăsat să joace rolul până la final. I-am spus că, da, consider că cineva trebuie să-și asume. Iar eu nu-mi dau demisia pentru că mi-ar fi teamă sau că nu aș avea alte soluții. Este un gest de onoare pentru că cineva trebuie să se asume în aceste condiții rezultatul alegerilor. Că mă așteptam ca anumiți lideri care au obținut rezultate slabe să-și dea demisia pentru că asta însemna o, o abordare corectă, dar văd că nimeni nu are de gând, toți sunt foarte porniți, iar mulți dintre ei cred că sunt porniți împotriva mea și vor să-mi dau demisia pentru că eu am afirmat înainte de alegeri că cei care vor obține un scor foarte slab vor trebui să plece din funcția de președinte al partidului. Și cred că și acest lucru au condus în această direcție. Reveni la discuția cu Marcel Ciolacu că o să ne consultăm, că o să nu se ia decizii decât cu mine, că o să fac parte din noua conducere, i-am spus că nu. Nu vreau să fac parte din noua conducere, pentru că dacă îmi dau demisia să-și facă echipa cu care poate lucra, dar că vreau într-adevăr să revin la, ca președinte al organizației de femei, pentru că am luptat foarte mult pentru femeile din organizații și consider că această organizație este una foarte puternică. El mi-a spus că la alegeri este foarte important să candidez pentru un post de senator pentru că experiența, expertiza unui fost europarlamentar și fost prim-ministru este foarte importantă în Parlamentul, în Parlamentul României și că trebuie să venim cu oameni care cunosc situația. Aceasta a fost discuția. Pe urmă m-au sunat și oameni care mi-au spus să nu fac acest gest. Da, o să facem o pauză de publicitate că e foarte interesant. Îmi place momentul ăsta, e de film. Facem o pauză de publicitate. Am revenit cu Viorica Dăncilă. Ea a ieșit nu de mult o carte. Viorica Dăncilă, partea ei de adevăr. Jurnalista Marganițu i-a luat a un interviu. Rămăsesem, doamna Viorica Dăncilă, la momentul în care domnul încerc să contărez a spus dumneavoastră, să se repet. Domnul în primul rând a venit Arsenie. Arsenie, și v-a anunțat care de gând să vină. Domnul Arsenie era, supărat, era și el trist că trebuie să renunțe la dumneavoastră? Cred că în momentul acela nu mai era nimeni. Erau foarte puțini de cei care erau Până întrebarea care o pun din oamenii care erau, de dumneavoastră că e o întrebare care și o pune de orice telespectator. Dar oamenii noastre unde erau? Domnul Cristoiu, oastea. eu nu am împărțit eu nu, nu am așa împărțit oastea. organizația între oamenii mei și oamenii mei dar aceia. așa, oameni care până erați siguri că... au fost, am fost foarte dezamăgită de mulți dintre ei, au fost oameni pe care i-am susținut foarte mult, oameni pe care i-am ajutat foarte mult oamenii aceia din obișnuință au venit alături de nou lider care se prefigura, să nu uităm că sunt oameni care au fost Alături de Liviu Dragnea, pe urmă, alături de Viorica Dăncilă, acum sunt alături de Marcel Ciolacu, mâine, dacă vor simți un alt pol de putere, și se vor, fi duce în direcția, vor în direcția, în direcția uh, aceea. Dar uh, ceea ce. Bun, deci ați primit. Să ne -ați da, am primit uh, toate telefon. aceste lucruri, I am spus bine, sunt hotărâtă să-mi dau demisia, dar până fericit. mâine, până mâine, mai vedem. Aici vreau să fac o paranteză. Puteam să fac un joc care efectiv era normal. Să spun domnule, nu fac cexul decât peste două luni da. sau peste o lună. Dar eu l-am făcut a doua zi pentru că nu am vrut ca să fie lupte interne în partid. Și am considerat că dincolo de Viorica Dăncile este important ca partidul să rămână unit și uh, să acționeze într-o perioadă care nu va fi foarte ușoară pentru Partidul Social-Democrat. Și atunci m-am gândit că partidul este mai important decât funcția pe care o ocup eu. Am mers a doua zi la CEX, uh, ei se așteptau, erau disperați, încercau să-mi explice că tot și-au dat demisia și că nu mai pot fi președinte. Uh, m-am amuzat m-a amuzat naivitatea lor și faptul că eu puteam să, să, accept aceste lucruri. Statutul spune că președintele partidului este dat jos prin congres. În acel moment eu puteam să numesc alții și să merg mai departe. Dar din nou făceam tabere în partid și atunci am spus că interesul partidului este mai important decât interesul meu personal. Dar înainte i-am ascultat pe toți. Am vrut să mă uit în ochii tuturor celor care veneau la mine și -mi mulțumeau pentru măsurile care le-am luat, pentru faptul că sunt apreciați în județele lor, pentru că am ajutat județele cu foarte multe proiecte. Pentru cei care, efectiv, nu, cum veneam până seara, găseam la Palatul Victoria atât de dornici de a-și arăta afecțiunea și susținerea în ceea ce mă privește. Și am vrut să mă uit în ochii tuturor acelor oameni să văd, de fapt, au coloană vertebrală, te poți baza pe ei vreodată, au într-adevăr structura unor lideri care își asumă și lucrurile bune și lucrurile Azi rele. Am fost foarte dezamăgită. Au fost, au mai fost. fost? Au fost. Bărbați au fost. sau femei. Și bărbați și femei. Au fost. Au fost oameni care, efectiv, au spus domnule nu este, nu se poate. Totuși am intrat în turul 2. Gândiți-vă în ce situație s-a candidat. Sunt 3 milioane de voturi. Îi dezamăgim pe cei care ne-au votat. Deci au fost și voci care care uh, au, susținut, uh, au susținut altceva decât vrea Ciolacu și Stănescu. Uh, I-am ascultat pe toți, a durat foarte mult. Acest lucru a produs o anumită irritare uh, pentru domnul Ciolacu și domnul Stănescu, care spunea, domnule, dar durează de atâta timp, adică tot le era frică că voi zice nu. La sfârșit mi-am dat demisia. Adică, să v-ați dat demisia. Da, eu mi-am dat demisia. Uh, Unii dintre ei aveau un limbaj pe care nu cred că l-ar folosi uh, nimeni. Un om care se respectă sau care are cei șapte ani de acasă. Un limbaj violent, un limbaj cu jigniri, crezând că astfel câștigă mai mult în fața noului șef. Și atunci mi-am mi -am dat seama că nu pot lucra cu o parte din acești oameni că un partid nu se clădește pe trădare, pe uh, capul plecat sau pe lingușiri pentru uh, noul, noul lider. Mi-am dat demisia, le-am urat succes, am uh, vorbit cu Ciolacu și am spus eu, dacă ai nevoie, pe parte uh, guvernamentală, ies și fac opoziție așa cum trebuie. Toate au fost bune, cred că nici o lună de zile, după care am văzut că nu mai puteam să plec în teritoriu să mă întâlnesc cu femeile. Erau date imediat telefoane ca să nu particip la întrunirile cu femeile. În mai campania... Nu. Eram președinte a femeilor, da, până da, în locale. Rog. Am vrut la campania de locale să mă duc acolo unde erau candidate femei. Să le susțin cum era normal, cum am făcut de fiecare dată. Am primit cum să spun, femeile mi-au spus de fapt că vor avea probleme dacă, dacă mă duc acolo. Și am căutat efectiv să le protejez de eventualele probleme pe care liderilor le, le aveau în vedere dacă participam la campania lor electorală. N-am putut să merg nici în propriul județ pentru că liderul de la Teleorman este un yes man și mi-asum ce le spuse. Este un om care a fost devotat totalul Liviu Dragnea un om care a fost total de votat viorică Dăncilă, un om care este total de votat în Marcel Ciolacu. Și total de viitorului. Un om care uh, spune doar da să trăiți și care nu poate să-și impună punctul de vedere. În campania de locale am vorbit cu el de nu știu câte ori și am spus că vreau să merg să fac campanie la, în, 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 măcar în județul de unde provin și pentru care am făcut lucruri foarte bune. Uh, mă refer la lucrurile care le-am făcut și pentru celelalte județe. Pensii, salarii, investiții în comunitățile locale. Uh, a refuzat acest lucru, ba mai mult a ieșit cu o declarație care pe mine m-a dezamăgit profund. Uh, Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă au fost un blestem mm. pentru județul teleorman. De-acolo, de doamna da, ultima întrebare. În, am citit cartea, v-am ascultat, vă știu foarte bine. Spuneți-mi, dumneavoastră nu aveți nicio vină în toată această trădare? Da, da. Care? ce? Faptul că am crezut în, și am acordat încredere unor oameni care n-au meritat. Faptul că am creat un pol de putere, crezând că interesele Partidului sunt mai mm. importante decât interesele personale. Faptul că am acceptat alături de mine oameni pe care i-a hotărât Partidul fără fără ca să-i cunosc sau să le știu capacitatea, capacitatea sau modul lor de acțiune. Deci nu pot să spun că nu am avut greșelile mele. Dar nu am greșit niciodată față de țară și față de oameni. Sunteți de acord uh, cu o replică celebră din Râzea la tronul să n-ai încredere în nimeni, în politică? Nu. Se poate trăi nu. fără încredere. Nu, nu poți. Dacă nu ai încredere în nimeni, cred că nici deciziile pe care le iei nu, nu sunt bune. Nu, nu cred că trebuie să mergem pe acest, pe acest palier, dar eu cred că trebuie să sprijinim oameni care generează încredere, nu oameni care lucrează în interes personal. Da. Mulțumesc, stimați telespectatori, a fost Viorica Dăncilă. Am vrut să văd dincolo de, de această carte ce vrea, ce urmărește, eu cred că se poate, acum ca să fac și un rău, se poate constitui într-un pol de putere și ar fi bine să fie în PSD și un pol de putere care să mai tragă de mâine că măcar pe cei din conducere și să le atragă atenția că nu sunt eterni, că oricând se pot schimba realitățile. Eu o să vă urmăresc în, în doamna Viorica Dăncilă în această, de fapt eu cred că este și o acțiune Mulțumesc, stimați telespectatori, ne revedem duminica viitoare la aceeași oră.